Vă invit cu respect să vă ridicați de acest timp, citirea Sfintelor Scripturi și am ales pentru astăzi un cuvânt din 1-a Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, voi începe citirea cu versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul constrigă cu glasul lui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Motivația e de fiecare dată aceeași. Suntem astăzi la înmormântare, pentru că în casa de jale, inima se face mai bună. Și toți care suntem aici, avem nevoie să ne facem mai buni. Și Dumnezeu să ne ajute ca plecând de aici să fim mai buni. Ați vrut să arătați respectul de care s-a bucurat în biserică și pentru voi această familie. Suntem aici ca să-i mângâiem prin prezența noastră. Să le spunem că ne pasă de durerea lor, de lacrimile lor, de pierderea pe care ei am trecut și noi prin aceeași situații, că și nouă li s-au dus din familii, din cei ce erau dragi ai noștri, că îi înțelegem și că suntem alături de ei. Fratele Mihai și fratele Viorel, în luarea de cuvânt și în rugăciunea pe care au avut, au folosit foarte des cuvântul mândrie. Și noi de ce am văzut? Unul ținea și neapă o bucurie împărtășită cu alții să judească. Iar o întristare împărtășită cu alții să înjudmătățește. Dacă am putea, noi fiecare din cei prezenți am luat câte o bucățică din durerea voastră. Să vă fie vouă mai ușor. Din durerea lui Estera, parcă, a fetițelor sale. Mi-aduc aminte și am mai spus de multe ori, la înmormântarea mamei mele predica fratele Vasile Chelba, de aici la dumneavoastră. Eu mă uitam la mama mea, aceea care m-a crescut, care m-a hrănit, care m-a îngrijit. Mă uitam la chipul ei, mă uitam la mâinile ei și făcând abstracție ce se întâmplă în jurul meu, n-am ridicat capul de pe chipul mamei. Și la un moment dat, fratele Vasile spune, frate dragul, de ce plângi? Ia uite-te cât mulți frați te iubesc pe tine, am ridicat ochii și am văzut, erau mulțime mare de oameni. Știți că m-am îngriorat? Și a spus, uite, ăștia toți au venit, că le pasă de durerea mea. De ce am venit și noi? Și am dorit ca Dumnezeu să mângâie familia aceasta îndurerată. Amin. Citind în Sfânta Scriptură, eu am găsit oameni care treceau prin dureri mari, foarte mari, și Biblia spune că n-au acceptat să fie mântuiați. În Geneza, capitolul 37, versetul 35, spune că la Iacob, care încățânea în mână haina aia mânjită de sânge, au venit cei dragi, au venit în familie ca să-l mângâie. Și Biblia spune, dar Iacob nu voia să fie mântuiat. În Ieremia 31:15 spune, un țipăt s-a auzit în Rama, jale și voce tamar.
Rahila strângea copiii și nu voia să fie mânduiată pentru că nu-i mai avea. Oameni care în durerea lor nu puteau accepta nici măcar gândul mândriei. Iacob și Rahila sunt amintiți. E un cuvânt profetic. Pentru că Iacob și Rahila sunt cei care au născut Israel. Eu nu știu dacă are mele cuvinte sau ale fratelor Alex, după mine, sau ale altor frați, vor ajunge la inima dumneavoastră. Nu știu dacă suntem în stare să vă mântuim. Dar am găsit în Sfânta Scriptură că Dumnezeu e Dumnezeul mântuirilor. Și atunci rog pe Duhul Sfânt să vă mântuie El inimile. Cum s-a ajunsat de 20, dar din Sfânt spunea, aștept mântuire. Sunt oameni care nu acceptă durerea lor niciun fel de mântuire și sunt oameni care vor să fie mântuiați. Dar Biblia recomandă mântuirea. Isaia 41 spune, mântuiați, mântuiați pe poporul meu. Cuvântul pe care l-am citit, 1 Tesalonicheni 4:18, mântuiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și încă o dată rog pe Duhul Sfânt, în ziua de azi, să mântuie pe cei care azi sunt întristați și îndurerați. Doamne, fă lucrul acesta. Amin. Când vorbim de mântuirea aceasta, Apostolul Pavel spunea, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Aici Pavel folosește expresia, să fiți în necunoștință, căci necunoașterea aduce întristare, dar cunoașterea aduce mântuire. Ca să combatem întristarea noastră, ca să căpătăm mântuire de la Domnul, avem nevoie de cunoaștere și avem nevoie de credință. Păi dacă credeți că Iisus a murit și a înviat, credeți că El va aduce înapoi împreună cu El pe cei ce au adormit în Domnul. Ca să fie inima noastră înviată, avem nevoie de cunoaștere și avem nevoie de credință. În Ioan 14, Domnul spunea, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iar în următor verset mai jos spune, știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Pentru a scăpa de tulburarea inimii, noi avem nevoie de cunoaștere și de credință. Spre a scăpa de întristarea inimii în astfel de momente, avem nevoie de cunoaștere și avem nevoie de credință. Să ni le dea Domnul azi. Și la sora Estera, și la tata lui Iosif, și la cei din familie, că am întrebat ăștia tot, da, familii mari. Nu mă duc aminte, nu de mult am fost tot la vicul la o mormântare în alt fratele Cătuș, la dumneavoastră, parcă acolo. Și iată cum sunt aici, o familie mare, o familie numeroasă. Doresc ca Domnul să vă mântuie pe toți. Când vorbim de sursa mântuirii, mântuirea aceasta noi o găsim în Sfânta Scriptură. În Roman 15:4 spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, ca pe mântuirea și răbdarea care o dau Scripturile, voi să aveți nădejde. Îndemn pe cei din familie și îndemn pe cei întristați să citească în Sfânta Scriptură. Eu vă garantez că simpla lecturare a Scripturii, simpla citire a Scripturii, o să vă aducă multă mângâiere în inimă. Pentru că acolo în Psalmul 119, versetul 52, omul Dumnezeu spunea, mă gândesc la dreptatea ta și sunt mângâiat. În Sfânta Scriptură îi prezentată dreptatea lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care noi nu le știm, lucruri pe care nu le cunoaștem, lucruri pe care nu le înțelegem. Avem multe deceuri în dreptul unor evenimente care se întâmplă. Dar știm că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Duminică dimineața am fost la o căsătorie și tot la vicu. Îmi spunea că mireasa era orfană din 10 copii. Din 12 copii. Duminică după amiază acolo o căsătorie. Mi s-a spus, mireasa e orfană din 10 copii. Și toți mi-au spus că Dumnezeu nu a rămas dator. Am mai povestit eu am o soră mai mare ca mine cu 10 ani, care a rămas văduvă acum 20 de ani și nu s-a căsătorit.
cumnatul meu, dirijor de cor, un extraordinar, la 54 de ani, domnul a chemat acasă. Și-au rămas cu băieții mici. Băieții sunt realizați foarte bine. Dar m-am dus odată cu fratele Axinte Octavian la un nepot de-al meu, un băiat de ei, care e președintele tribunalului din București. Și fratele Octav are o veterie și spune, măi băieți, eu nu te cunosc pe tine. El e căsătorit, are familie. Am văzut niște holuri. Am văzut așa niște uși care stăteau mulți, se așteptau. Și tu când te duceai, te luau în față, aveai prioritate. Și am întrebat pe Dumnezeu, de ce Doamne face asta? Și Domnul mi-a spus, eu sunt tatăl orfană. Și nepotul meu, cât e el de judecătorul, de președinte, o cepta plânge, spune frate Octav, eu am rămas orfan mic. Și Dumnezeu mi-a apărat viața mea totdeauna. Oare v-ar gândirea cuvintele astea care le spun că Dumnezeu nu rămâne la Domnul și că Dumnezeu îmi privește Scriptura, mă gândesc la dreptatea ta și sunt mângâiat. Citiți-vă, rog, în Sfânta Scriptură, că în Sfânta Scriptură care o citim noi, Pavel prezintă moartea ca o adormire. Știți, Pavel a vorbit predica celor din Tesalon, a vorbit de răpirea bisericii, dar între timp celor din Tesalonic au început să le moară din familie și ei nu știau ce se întâmplă. Și au început să întristeze, au spus, vine, vine, Domnul răpește, dar cu ăștia îngropați ce o să fie? Și Pavel vine prin cunoașterea de care vorbeam, îi mângâie și spune, nu voi să fiți în necunoștință de cei care au adormit. Dar el morțe îi spune doar o adormire. Că așa e prezentat în Scriptură moartea, ca o adormire. Și odată predicat, ne-a mostrat la o mormântare și spunea, când vine bărbatul obosit de la lucru și mănâncă și se întinde pe pat ca să adoarmă, nevasta plânge tare? Nu plânge, dar ce face soțul tău? Doarme un pic, că e obosit. Sau când nevastă obosită, se trezește noaptea, mereu copiii schimbă și se culcă înapoi și adoarme, bărbatul plânge pe o adormit nevasta? Și spunea fratele ăsta, frață mei, dacă ei au adormit, hai să ne fuie plânsul mai ușor. Că ei au adormit și îi spunea Dumnezeu lui Daniel în capitolul 12, te vei spune iarăși odată în partea ta de moștenire. Citim în Sfânta Scriptură care e sursă de mântuire și ne gândim la dreptatea lui Dumnezeu. Ne gândim că moartea este doar o simplă adormire. Ne gândim la reuniunea aia cerească, vom fi iarăși împreună cu Domnul. Ne gândim la răsplătirile Domnului. Am citit în Sfânta Scriptură și am ajuns în Luca, în capitolul 16, versetul 25 de acolo, în care Avraam îi spunea bogatului nemilostiv, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune, iar el pe cele rele. Acum nu ești chinuit, iar el este? El este mângâiat. Pentru că există și o răsplătire finală. Și ne gândim că într-o zi, când va suna Arhanghelul lui Dumnezeu, când trâmbița aceasta va suna, când cei morți în morminte vor ieși afară, iar noi, neapărat care vom fi în viață, nu rău înaintea celor adormiți. Căci însăși Domnul va veni, ne va îmbrăca cu un trup de slavă, vom fi iarăși împreună cu părinții noștri, cu cei dragi noștri, cu unii din copiii noștri pe care i-ați îngropat. Asta spune Scriptura și asta e o mângâiere. Dumnezeu să ne mângâie pe fiecare, amin? Dumnezeu are iarăși posibilitatea de a ne mângâia și scrie în 1 Corinteni, parcă capitolul 14, cu versetul 3, când vorbește de scopul prorociei, că este pentru sfătuire, zidire și mângâiere. Așa ne mângâie Domnul prin descoperirile Duhului Sfânt. Așa ne mângâie Domnul prin visele care ne dă câteodată, când ne punem anumite întrebări, când avem anumite temeri și neliniști. Am experimentat această mângâiere, această asigurare a Domnului venită prin lucrările Duhului Sfânt și ne-a mângâiat inima. Dumnezeu să vă vorbească și vouă prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să cerceteze inima voastră și Dumnezeu să vă mângâie prin Duhul Sfânt. Amin? Apoi Domnul mai folosește mângâierea celor întristați și pe frați.
2 Corinteni, paragraful 7 cu 6 spune: dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți, ne-o mângâia prin venirea lui Hristos. Frații pot mângâia prin vizite. La voi se întâmplă un lucru. Ăștia suntem noi români. Avem 2-3 seri de priveci, umplem casa și-i bun. Și la mormântare venim mulți și-i bun. Și după aceea îi cam uităm, îi cam abandonăm. Știți, în Ioan, capitolul 11, când vorbește de acel Lazar din Betania care a murit, când a ajuns Domnul, Lazar era îngropat, era putre, mirosea, era de 4 zile de mormânt, dar iudeii era la Maria ca să o mângâie. Eu întotdeauna obișnuiesc să spun, mai ales când trece un părinte mai în vârstă și copiii sunt mai mari și plecați, măi, a murit mama, nu uitați tata, a murit tata, nu uitați mama. Acum au rămas sura Ischirea cu 3 fetițe, poate avem tendința acum să fim prezenți aici și după aceea îi uităm. Mie mi s-a făcut reproșul, frate dragul, și-ai predicat la o mormântare la fratele tău, la sora cu tare. Ce mai faci? Ai mai fost? Măi, n-am mai fost, n-am mai ajuns. Și parcă cu rușine spun că trebuia să mai ajung. Dar știi că Dumnezeu vrea să te folosească pe tine ca să mângui familia aceasta? Du-te cu o vorbă bună și Doamne ajută la aceasta. Du-te cu un cuvânt de mângâiere. Ca să fii mângâietor, trebuie să vrei și trebuie să știi. Că odată trecea eu printr-un necaz mare și niște oameni s-au dus să-l mângâie. Și s-au dus și când au văzut durerea lor, nu pot explica lucrurile astea. Am încercat să mă transpun în mie de ora. Spune Scriptura că 7 zile nu vorbim nimic. Să stai 7 zile. Păi eu stau, Doamne, un sfert de oră, un moment de reculegere, o jumătate de zi. Dacă a sta așa, ar fi mare durerea mea. Oamenii ăștia 7 zile nu au putut vorbi când au văzut durerea lui Iov. Dar când a început să vorbească, trage Iov o concluzie, spune: voi sunteți niște mângâietori supărătioși. Că nu știau să mângâie. Mă rog la cei care merg o familie asta să meargă ca să-i mângâie și Dumnezeu să le dea înțelepciunea să o facă. Amin? Și apoi spune în Iov capitolul 42 că după ce acest Iov s-a făcut bine, s-a făcut sănătos, toți prietenii lui vechi și familie și cunoscuți au venit ca să-l mângâie. Au stat cu el la masă și fiecare i-a dat câte o chesită așa din el de aur. Îndincolo din câte știu, eu nu sunt săraci. Nu știu situația lor materială, nu știu. Sora mea, când a murit cu natul, stătea bine, avea vilă, avea mașină, era o bună gospodină. Și mi-a spus: Dragoș, am ajuns zile când n-avem bani de n-avem. Toți s-au uitat la casă, mi-au zis: ce casă mare are. Păi casa era făcută, când eram tânăr, aveam să tai o bucată de casă. Am avut zile când n-am avut bani de pâine și aveam copii mici și toți mă salutau. Apoi nou material n-avem ce te ajuta, că voi tu stai bine. Și am venit că aveam casă mare, că putu de bătată, n-am tineresc. Și am mai întâlnit astfel de oameni. O, când a venit prietenul lui Iov la el, i-a spus: stăm la masă cu tine, te mângâie, dar poate ai nevoie de ceva. Hai să-ți dăm o chesită, hai să-ți dăm un inel. Odată m-a chemat un frate, păstor într-o biserică, mă spus, frate dragul, și rog frumos, să vii, că la noi în adunare avem un frate cu depresie mare și să te rogi pentru el. Am mai luat 2-3 frați, m-am dus la frate, de ce am stat de vorbă cu el, și era căzut într-o stare de adâncă, de depresie, tristețe. Am stat de vorbă cu el, el lucrează în Italia, un băiat harnic, lucra în construcție, a venit acasă, a făcut o casă, era foarte frumoasă, foarte, nu mare, dar avea 3 copii mici și el când lucra la casă, a căzut jos, s-a lovit la coloana vertebrală și a stat paralizat, avea vreo 6 sau 8 luni când stă în pat, acum s-a ridicat, dar nu putea să facă nimic treabă. Nevastă sa era educatoare la școală, dar s-a redus un post și dat afară cu nevastă sa. Era la începutul lui septembrie și el îmi spune: frate Dragoș, nu spui să nu te îngrijorezi. Eu stau din luni de zile în pat. Nevastă mi-e fără servici. Copiii i-am trimis la socru și stau. Vine 15 septembrie.
N-am bani de caiete, n-am bani de tenis, n-am bani pentru copiii mei. Tu îmi spui să nu mă îngrijorez. Și eu am vorbit de atributele lui Dumnezeu. Dumnezeu e mare, Dumnezeu cârmuiește universul, Dumnezeu hrănit pe evrei în pustie. Și omul ăla a rămas cu depresia lui, Domnule. Și eu când am văzut că nu merge la mea, am băgat mâna cu vârstare, era cu milioane atunci. Aveam mai mult un milion. Mă duc la fratele care m-a dus, la directul general. Zic, noi aici da bani la tine. Ba, eu nu am dat, eu 2 milioane, dă-mi forță. Mai m-am dus la fratele păstor care m-a chemat. Mă, tu aici da bani la tine. Zic, am 1 milion, dă-mi forță. Și de la noi am făcut vreo 5 milioane. Și am spus, măi, frate, uite care-i treaba. Dumnezeu e mare de putere, o să aibă milă și de tine, noi trebuie să plecăm, asta, tine ne-a rugat. Uite, ia banii ăștia deocamdată și o să te mai ajutăm noi. Știți, așa ți-o înseninat omul dintr-o dată. Noi când am ajuns acasă, i-am făcut un ajutor și i-am trimis. Și am tot sunat pe frate de păstor, ce face familia? Băi, frate, Dragoșul, bine, liniștit, bine la adunare. Ce nu a putut face învățătura. Și când vorbeam de atributul Dumnezeu, cât e mare și puternic, o făcut gestul simplu, că am băgat mâna în buzunar și am dat să-și cumpere caiete la copii. Exact. Acum, când vrem să mângâiem pe cineva, dincolo de cuvintele noastre, contează mult și gesturile noastre. Vedeați la familia aceasta și vedeați asupra tuturor orfanilor. Și vedeați asupra tuturor văduvelor. Și mântuiați cum vă va ajuta Dumnezeu. Amin? Spune Scriptura și cu asta voi mi-a predicat. Apoi noi cei mici care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor. Ce vă sugerează cuvântul acesta? Răpiți. Și spunea un frate că el când vorbește de răpire, se gândește la o acțiune surprinzătoare, pe neașteptate. Răpirea nu va fi cu surâne și trâmbițe, nu. Venirea Domnului pentru Israel va fi la 7 ani după răpire, da? Dar răpirea va fi un fenomen pe care oamenii va surprinde pe oameni. Domnul ne dă niște amănunte, cam cum o să fie, cam ce o să se întâmple în Israel, ce o să se întâmple în lume, ce o să se întâmple în biserică. Dar răpirea va fi un fenomen surprinzător. Cineva când merge să răpească cineva, nu anunță de timp. De aceea e bine să fim gata, că noi cei vii vom fi răpiți de Domnul. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim, amin? Răpirea aceasta sugerează o acțiune în forță. Pentru că Satana n-ar vrea ca noi să fim răpiți. Satana vrea să fim aici, în sistemul lor lumesc. Dar va veni Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Numele Lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, și El va veni și își va răpi biserica, cu toată împotrivirea oamenilor, cu toate legile lor drăcești, cu toată împotrivirea diavolului, într-o zi va veni Hristos și va răpi pe ai Săi. Doamne, ajută-ne să fim gata, amin? Răpirea aceasta sugerează un transfer. Domnul ne duce de aici. Să știți că vor veni mari necazuri. Peste oameni vor veni mari necazuri, oamenii vor mușca limbile de durere, așa vor fi niște necazuri. Dar va veni răpirea și cei care sunt pocăiți din vicu vor avea parte de răpire, Domnul ne va lua pe noi, îl vom întâmpina pe Domnul și vom fi totdeauna cu El. În urmă vor fi mari necazuri, în urmă vor fi mari durere la cei care vor rămâne aici. Nu vrei tu să te faci gata? Nu vrei tu să te pregătești? Să te ajute Domnul și pe tine și pe mine, să-i ajute și pe cei din familie, ca în momentul când va fi răpirea, să ne întâlnim cu toți pe nori în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Amin.